Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Gazda dumneavoastră, Ionuț Catrina, are plăcerea, ca preț de câteva minute, să discute cu un specialist, cel puțin pe domeniul dumnealui de competențe, anume istorie și tot ceea ce ține de acest frumos domeniu al vieții, dar și un om cu experiență în actul managerial în sistemul de educație. Așadar, doamnelor, domnilor, am deosebită plăcere de a discuta astăzi alături de domnul Marius Badea, directorul Colegiului Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu, despre ceea ce se întâmplă prin învățământul românesc, despre provocări, tendințe, actualitate și nu numai. Stimate domnule, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua, plăcere de partea mea, vă mulțumesc. Iată-ne, stimate domnule, cu o săptămână și câteva zile până la debutul unui nou an școlar, cel de-al 22-lea pentru mine, cred că puțin mai mult, mai mulți ani pentru dumneavoastră. Ne uităm așa, dăm timpul înapoi și parcă privim cu nostalgie, cel puțin din punctul meu de vedere, parcă mai alaltă ieri pășeam după absolvirea facultății cu aspirații, cu gânduri, cu temeri, cu dileme, cu întrebări, cu tot felul de lucruri care mai de care mai confuze poate în cap, dar cu un ideal clar, anume de a oferi celor în fața cărora urma să merg tot ceea ce este plăcut, tot ceea ce trebuie să fie sistemul de educație, să-i pregătim pentru viață. Cum se vede acest al câtelea an al dumneavoastră? 24. Acest al 24-lea an, iată, 2024-2025 și coincidență. Cum vedeți acest nou debut de an școlar? Anul se primenește, dacă îmi permiteți, pentru că anul trecut ne-am primenit cu noua lege a educației, cum bine știți dumneavoastră că sunteți în 198, domeniul, da, da. Pe 2023, da. Anul acesta, iarăși, ministerul a publicat noile regulamente cadru, ROFUIP-ul, când ați zis, da, da. Da, și statutul elevilor, deci în fiecare... Și sunt câteva modificări. Absolut. Și o să le discutăm absolut, punctual. Da, da. Deci în fiecare an există, într-adevăr, legislația se reînnoiește, deci ministerul, într-adevăr... Încep să se aplice niște prevederi, niște articole care fusese amânate momentan în noua lege a educației. Absolut, pentru că știți foarte bine și dumneavoastră că legea 1 pe 2011 s-a abrogat, da, și noi funcționăm după legea 198, care a fost publicată anul trecut, 4-7 în 2023. A apărut ROFUIP-ul acum luna august, lună de vacanță, după ce a fost o dezbatere publică, și într-adevăr un consultare. Adică s-au parcurs pașii aceia. S-au parcurs pașii aferenți procedural, dar după ce a fost promulgată, a ieșit la monitor oficial și acum e bine să fie răsfoită, să fie citită. Mai ales că va trebui să ne ghidăm. Absolut, după acest cu siguranță. Pentru că din el va veni roiul, adică reglementul de ordine interioară și tot ceea ce ține de organizarea internă a școlilor. Dar pe bază imediat. E o săptămână, timpul trece foarte repede și într-adevăr, exact cum spunea și dumneavoastră, anul școlar începe exact luni, pe 2 septembrie și noi vom avea într-adevăr o săptămână extrem de plină, extrem de cu multe preocupări și mai mult cum îmi place mie să spun la fiecare an, cu multe prevedere, așa, să vedem într-adevăr cum ne simțim într-adevăr într-un nou an școlar. Vorbeați de ROI și ROF și regulamentul la nivelul unităților de învățământ. Cu siguranță că și acestea într-adevăr trebuie făcute într-un timp util, pentru că trebuie luna septembrie și știți mai bine acest lucru, pentru că repet, experiența managerială pe care o aveți v-a îndrumat astfel încât să învățați toate lucrurile astea. Luna septembrie trece extrem de repede pentru un manager în sistemul de educație, pentru că trebuie constituite toate comisiile, nou consiliu de administrație, tot,
Tot trebuie stabilit în septembrie. În septembrie, absolut tot. Acum s-a schimbat și configurația în Consiliul Local. Să vedem într-adevăr după 27 septembrie care reprezentanții primăriei și reprezentanții Consiliului Local cum vor fi trimiși către unitățile școli de învățământ, către școli. Deci este o lună extrem de plină. De fapt... o jumătate de lună, cum a spune eu, pentru că încă... De pe 9, concret, cu elevii, deja sunt 3 săptămâni. Sunt 3 săptămâni, dar în care, într-adevăr, trebuie să luăm la pași mărunți fiecare regulament, fiecare comisie, într-adevăr, să vedem acolo dacă sunt anumite reglementări, dacă putem să ajustăm ceva, să aducem ceva nou, se impune un regulamentul nostru interior anumite prevederi și chiar și anumite sancțiuri, pentru că de ce? Regulamentul de interior, care funcționează orice unitate de învățământ. Și ați rostit un cuvânt de care, în general, profesorii, managerii de școli se feresc, sancțiuni. Știți cum e? Senzația mea de om care trăiește în România lui 2024 este că am ajuns să ne fie frică să facem referire la sancțiuni. Pentru că dacă o luăm de la cei mici până la cei mari, cei adulți, cam toată lumea nu vrea să audă de sancțiuni. Însă, istoria din cele mai vechi timpuri și până astăzi ne-a arătat că fără spectrul, fără amenințarea unei sancțiuni, lucrurile nu merg bine din inerție. Și nu o spun eu, repet, o spune istoria, firea umană este făcută de așa natură, încât dacă nu este sancționată sau sancționabilă, dăm în panta cealaltă. Absolut. Pentru că rare sunt cazurile în care se ascultă efectiv din bun simț. Dom'le, trebuie să facem asta, hai să o facem și toată lumea să facă. Nu! Mereu se va găsi 1, 2, 3, 5. Absolut. Știți foarte bine și dumneavoastră, nimic nu merge dacă nu este disciplină, rigoare, absolut, și la toate chestiile astea trebuie să, într-adevăr, să venim cu ceva. Nu? Eu pentru prima dată deci m-am tot gândit și mă tot gândesc că se impun în regulamentul de ordine interioară un cod etic vestimentar, așa îl numesc eu. E, și este un subiect pe ordinea de zi în momentul ăsta în România, pentru că în sfârșit se instituie sau se merge spre instituirea unei stări de normalitate. Absolut. Și eu și dumneavoastră știm prea bine ce deranjant este și chiar disgrațios la un moment dat să vii la școală împopoțonat, să vii la școală cu toate obiectele vestimentare sau, nu știu, de orice altă natură pe tine și să ți se pară firesc ție ca elev. Ce este trist este și mai, e cu totul altceva. Bun, elevii, hai să zic că până pe la un, chiar și după ce termină liceul, 20-21 de ani, nu înțeleg foarte bine ce înseamnă niște lucruri, dar părintele care te lasă să pleci de acasă în halul acela are o problemă. Sigur. Și consecințele le vedem în societate eventual când termină acești copii studiile. Absolut, pentru că să vă spun de ce, eu m-am lovit în anii anteriori, deci tot timpul am propus, când am făcut întâlniri cu părinții, le-am propus nu uniformă, că toată lumea se ferește de acest termen. Dar ceva decent standard. Absolut, deci standard. El a spus în felul următor, bă, mie nu vreau uniformă, nu vreau să fie cu numărul matricol cum eram noi, țineți minte, domn profesor, da, în perioada înainte. Și de... Și să știți că nu ne era rușine. Absolut, înainte de 89. Dar un cod vestimentar, adică o decență, într-adevăr, corect, să avem un... Și cât de cât unitar. Absolut. O cămașă, cum am propus eu? Deci eu am propus în felul următor și voi propune, voi merge exact așa. Deci foarte simplu, domne, o cămașă care să fie un alb, să fie un alb, un blu marin, un albastru. Adică le și oferiți să... practic absolut, un spectru. Absolut, da? Și o pereche de pantaloni are aceeași culoare, adică ori albastru, blu marin, negru, mă înțelegeți? Un cod decent. Decent. Să vă spun și de ce. În primul rând, este mult mai ieftin din punct de vedere pecuniar, da? Pentru că ei tot timpul, ei schimbă garderoba din săptămână în săptămână și aici este o problemă, că nimeni n-a vorbit în România, dar eu îmi permit să spun aici la dumneavoastră, pentru că există și un fel de bullying vestimentar, cum îl numesc. Corect. Eu. Să știți. Al celor care absolut au foarte mulți bani și își permit foarte să schimbe ținuta bani la două foarte zile, la chiar bani și în fiecare absolut zi. La sfârșitul fiecare săptămâni se deplasează spre orașe mai mici sau mai mari, gen Craiova, București, în care, într-adevăr, merg tot timpul și îmbogățesc garderoba, da? Și își etalează la școală. Școala nu este pentru a-ți etala, corect, într-adevăr, ținuta vestimentară. Ținuta vestimentară. Etalează ținuta intelectuală eventual. Absolut. Școala este acolo pentru, într-adevăr, a arăta, într-adevăr, ce poți din punct de vedere intelectual. Nu fii acolo. Și asta e o formă, să știți, asta e o formă de bullying vestimentar. Nimeni nu vorbește chestia. Toată lumea se gândește, când pui bullying, se gândește la tot felul de bullying. Violență, bine, violență fizică, da, sau verbală. Da, absolut. Cum este, știți,
dumneavoastră cum este stipulat în normele, da, în normele didactice. Dar nu este așa. Deci, domnule, dacă într-adevăr avem o normalitate, dacă tot am ajuns după 34 de ani să ne bucurăm de normalitate, bă, haideți într-adevăr să fie normalitate. Adică dacă avem într-adevăr un cod vestimentar decent, pentru că eu mi-am propus, eu trebuie să... domnule, dialogul este principala armă pe care o am eu și colegii mei când discutăm cu părinții, când facem întâlniri periodice cu părinții, când discutăm cu ei, cu elevii, așa? Și când discutăm într-adevăr și tot ce înseamnă și cadre didactice, trebuie să înțeleagă într-adevăr și ele, pentru că nu se mai merge așa ceva. Deci, uitați-vă, școala nu este o paradă a modei. Nu suntem pe, nu știu, pe podium de la Milano sau unde vreți dumneavoastră, în care într-adevăr acolo trebuie să ne etalăm nu știu ce ținute vestimentare. Școala înseamnă rigoare, înseamnă disciplină, înseamnă educație, în primul rând. Și dacă noi reușim într-adevăr să le punem la masă și să avem toate aceste lucruri, într-adevăr suntem niște oameni câștigați. Dacă nu, s-a mai pierdut un an, se mai pierde un an, timpul trece. V-am spus, eu nu vreau, deci nu, eu mă feresc de cuvântul ăsta uniformă. Știu că există reminiscențele comunismului, dar totuși, într-adevăr. Sunt de acord cu dumneavoastră până la un punct și ăsta este un mesaj pentru cei care ne privesc, poate care, și care poate judecă ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt de acord, dar nu sunt de acord cu reminiscențele comunismului. O anumită rigoare, ca să nu spun strictețe, în toate domeniile trebuie să existe. Pentru că altfel ordinea devine haos. Absolut. Unul la mână, doi la mână. Nu putem vorbi de reminiscențe comuniste în țări dezvoltate și clar mai dezvoltate decât noi din orice punct de vedere, inclusiv educațional, precum Austria, precum Italia, precum Germania, da? Unde am avut ocazia în ultimii ani să merg în proiecte Erasmus și mai înainte pe alte, cum se numeau ele, și am văzut în foarte multe unități de învățământ din țările menționate și chiar și în altele, Portugalia, Spania, am văzut uniformă acum 5 ani, acum 3 ani, acum 2 ani. De ce la alții, cu tot cu libertăți și drepturi și nu știu ce, se poate și noi sărim în sus când vine vorba? Paradoxul este altul. Părinții spun, da, domnule, să se facă, să vină de ce la școală, nu știu ce, dar pleacă de sub supravegherea lor de acasă. Că nu sunt foarte mulți cei care n-au părinții cu ei când pleacă de acasă. Doi la mână. La nivel declarativ, consiliile elevilor de la nivel național, de la nivel județean și așa mai departe, la fel, domne, uniformă. E, și când vine vorba să o implementezi, apare declicul. Nimeni nu mai vrea uniformă. Singurii care rămân expuși în fața ideii, domne, o normalitate dată de o decență vestimentară, rămân profesorii, rămâne sistemul de educație, partea de profesorat. Ceilalți, declarativ, dar inițial, după aia în practică, păi dacă tu vrei să facem uniformă, tu părinte, și ești de acord la ideea propusă de școală, de director, de directori, hai să mergem până la capăt. Absolut. Adică ce facem? Ne sucim în timpul, după începutul anului școlar sau la începutul anului școlar? Dom'le, am vrea decență vestimentară, dar chiar nu poate fata mea să mai vină cu unghiile de 3 metri? Dar chiar nu poate fata mea să vină cu nu știu ce lipit pe dinți sau pe păr sau nu știu cum? Da, dom'le, nu poate, că am stabilit niște norme. Domnule, regulile astea trebuie respectate. Trebuie să înveți într-adevăr să le respectăm. Asta e primul pas, într-adevăr, pentru a putea avea un dialog cu ei. Corect. Absolut. Dacă nu ne respectăm, înseamnă că nu putem într-adevăr să... L-am făcut pe Marian Stăneu să râdă cu acest corect pe care mai rostesc câteodată. Nu puteam să, într-adevăr, nu puteam să mergem mai departe de un profesor. Știți foarte bine. Pe mine mă deranjează altceva, pentru că n-au putut, într-adevăr, eu mă așteptam prin rofuim sau prin statutul elevului, da, acum, că a fost atâta perioadă de timp în consultare publică, a fost și cu sindicatele și cu Consiliul Elevilor și cu tot ce înseamnă factorii de decizie, că puteau să prindă într-adevăr, dar au lăsat la atitudinea școlilor. Adică... S-a aruncat pisica tot. Absolut, da, adică pe lângă, tot se vorbește tot mai amintiri de descentralizare. Că, uite că da, este. Da, da, dăm posibilitatea directorului și Consiliului Profesoral, Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație, într-adevăr, să iau o decizie în privința asta. Cu toate, mă înțelegeți dumneavoastră. O să vedeți că încet, încet, într-adevăr, ponderea pe care o va avea prin
prin lege, da. Pe care va avea un manager, deci toate deciziile trebuie să le ducă împreună cu Consiliul de Administrație. Corect, pentru că, mare atenție, nu este singurul responsabil de o decizie care se ia într-o școală, managerul, ci director adjunct cea. Absolut. Așa și de Consiliul Profesional, bineînțeles, colegii care trebuie tot consultarea timpul... Consultarea colegilor din Consiliul Profesional, care știți foarte bine că ei trebuie să-și spună un punct de vedere. Și acolo există, într-adevăr, unitate. Adică toată lumea a înțeles, într-adevăr, că... Poate mai apar disensiuni în cea. Că telefonul trebuie să stea la locul lui și asta, și device-ul ăsta aici are o problemă. E un paradox și aici. Absolut, eu înțeleg. Dom'le, dar îl folosești numai atunci când ai nevoie de el. Mă înțelegeți dumneavoastră? Nu non-stop, adică nu trebuie să stai cu telefonul pe masă. Adică îl folosești numai atunci când dascălul spune, dom'le, avem nevoie de nu știu ce, vă rog să căutați toată lumea, sau când primește un text pe un Google Docs, că știți foarte bine, dom'le, că imediat că tot vorbim despre digitalizare sau și pe una dintre platformele. Sau una dintre platformele de care intră, atunci îl folosești. Dar nu non-stop, tu telefonul folosești. Nu Insta, folosești, nu Twitter, absolut, nu Facebook. Tu folosești nu... pentru ce? Pentru socializare. Socializare o faci după cele 6 ore de curs. Din păcate, stimate domnă, și e un lucru, nu știu, pe care nu aș fi vrut să-l rostesc așa cu voce tare, să-l spun în spațiu public, dar am remarcat un lucru trist. Pentru elevul român, în special de la o vârstă în sus, adică puțin mai mare, nu vorbesc de cei din clasele primare, vorbesc de undeva de la, pe la finalul gimnaziului și continuând cu liceu. De multe ori, școala, cu rolul de a oferi educație și de a oferi, să spunem, cunoștințe, trece în plan secund. Școala devine, sau a devenit, sau e pe acolo, loc de socializare, prilej de socializare. Știu multe cazuri de elevi care pleacă de acasă pentru a socializa la școală. Eventual la prima oră nu ajung, se bagă la cafea, că n-ai, 8 dimineața, nu o să încep la 8 orele, nu? Mă bag la cafea, mă duc pe la ora a doua, ora a treia, dar nu sunt foarte atent, bun, mă obligă X sau Y să scriu. Scriu, că n-am ce să fac. Deși mai nou va avea ce să facă, dacă face puțin scandal, va fi trimis în acel loc destinat, camera, să spunem, de unei pedepse, da, ajungem și la ea. A fost o întreagă nebunie generată de folosirea la un dat a termenului cameră de detenție. Nu este o cameră de detenție, pentru că nu s-a comis o crimă. Însă există un risc și l-am văzut semnalizat și în, să spunem, la nivel central. Să presupunem că elevul X, da, nu vrea să interacționeze sub nicio formă cu profesorul de disciplina Y, să zicem fizică sau chimie sau română, da, materia mea, sau istorie a dumneavoastră. Elevul ăla poate să deranjeze oră de oră, da? 3 ore la clasa noua, 4 ore la tot la clasa noua, la alte specializări la română. Să deranjeze ora încât să fie trimis sub supraveghere în acel spațiu unde teoretic ar trebui să se gândească la faptul că a greșit și că a avut un comportament inadecvat. Ce facem dacă oră de oră sau grosul orelor acel elev știind că nu va fi sancționat? Pentru că, atenție, nu se spune clar ce se va întâmpla cu acest elev la final. Nu îi se pune absență, este trimis acolo. Da? Ce facem cu acest elev la final de modul? Ne ducem la ROI, că avea regulamente de interioară. Păi va trebui trecut în ROI. Absolut. Pedeapsa. Da, absolut. Deci există, da, există ROI-ul. După asta funcționează. Și cine nu prevede? E problema lor. Cum îi închei media acelui copil? Este foarte simplu. După ce dacă nu ai prevedere. Da, urmărești sancțiunile. Mă înțelegeți noastră, și din legea 198, și din statutul elevului, și din ROFOIP. Și vezi într-adevăr, după aceea dacă într-adevăr nu se... De fapt, știți cum o numesc eu? Nu cameră de detenție, un fel de prevenție, mă înțelegeți dumneavoastră. Da, deci, domnule, camera de detenție a fost folosit poate prea dur și prea așa... Prea dur, deci... Poate neinspirat. Da, și nici nu au avut o comunicare prea bună în care n-au ce să explice. Da, și lumea într-adevăr a fost extrem de afectată de termen. S-a gândit, mă rog. Știți foarte bine. Asta e pentru că noi românii suntem ultimii ani foarte sensibili la orice. Da, absolut, da, orice termen. Trebuie să fii foarte atenți la termenii pe care îi folosim. Bun, dar e foarte simplu, da? În momentul în care vezi într-adevăr că elevul nu intră într-un studiu clar, așa, într-adevăr, există nu sancțiuni. Nu e cooperant. Absolut, nu e cooperant, există sancțiuni. Există sancțiuni. Și după ce urmărești toate sancțiunile, de la mustrare pe începi, de la mustrare verbală, mustrare scrisă, după ce avertisment, îl chem pe unul din părinte la școală, atenție, ai o discuție. Sărirea unui pas, da, atrage după sine, absolut, la o eventuală chemare în instanță, anularea întregului absolut, demers. Absolut. Deci mare atenție că trebuie parcurși toți
pașii procedurali. Important este să prezi regulamentul de ordine interioară, să fii foarte atent. Eu le-am spus și colegilor, absolut, da. Eu le-am spus foarte atent la colegii mei în momentul în care voi constitui comisia pentru elaborarea ROI și ROFUI la nivelul unităților de învățământ, să fie foarte, foarte atenți la terminologie, să se uite cu atenție la tot ce sau legislația pentru în vigoare. Se poate ajunge la chemare în instanță. E posibil, e posibil. Nu se știe niciodată. Deci, știi cum? Tot timpul au existat copii rebeli și copii cominți. Și părinți. Absolut. Și, e și, la locul lor și, câteodată. Absolut. Știți cum e? Părintele tot timpul. Eu m-am liniștit foarte mult în momentul în care de anul trecut am pus în practică, am avut catalog electronic. Deci n-am mai avut pe hârtie. Deci extraordinar. Deci vedea părintele în timp util, în secunda 1 când profesorul a intrat în clasă și a pus absența, ea apărea pe telefon și părintele știa că orică a luat nu mai avea nici scuza aceea, domnule, n-am putut să trepe la școală. Uite, ai pe telefon știți situația. Știți foarte bine, în anii anteriori, când era catalog pe hârtie. Clasic. Clasicul, da, așa. Veneau la sfârșitul, ei obișnuiau tot cu semestre. Mă înțelegeți? Așa, le-am spus, domnule, structura anului școlar s-a modificat, acum sunt module. Și de anul ăsta avem și medii la purtare. Absolut, după fiecare modul. După mare fiecare, atenție, bravo. Alte schimbări. Dar, în momentul în care ei veneau obișnuiți, când veneau pe acasă, că mulți care lucrau în exterior, deci veneau undeva aproape de Crăciun și treceau și pe la școală, care mai aveau conștiință și care mai știau că, domne, am un copil sau doi. Și nu veneau doar vara, domne, ce-i cu el? Da. Veneau acolo și se minunau. Ziceau, nu se poate copilul meu să magazineze un număr de... Da, la școală. Da, absolut. Așa. Asta e o mare problemă. Foarte o problemă, pentru că în momentul în care pleci în exterior, când ai plecat unul sau doi părinți, da? Ce sunt cazul cu ambii? Foarte, foarte multe, din păcate, când îl lași în... sub oblăduirea unui bunic sau a unui mătuș sau mărău, orice ceva, altă rudă, deja copilul speculează la maxim. Deci speculează la copilul maxim. Din momentul acela, și nu ne ucem pe subiectul ăsta pentru că e mult de vorbit, da, și nu are sens și poate ne și întristăm. Din acel moment copilului îi apare un handicap emoțional. Absolut. În condițiile în care știe că nu mai are nici mama, nici pe tata lângă el, concret, să-l sprijine, poate chiar să-l certe câteodată, acel copil are toate șansele să o ia pe un drum greșit. Și de aici până la a pierde definitiv contactul cu școala, e un pas foarte mic, e o graniță fină. Am avut cazuri de elevi care și din astfel de motive sau poate din lipsa banilor au renunțat la școală la vremea când aveau vârsta aceea și ulterior la seral au încercat la 30, 35, 40, 45 de ani să termine școala, fiindu-le mult mai greu, cu un loc de muncă de care trebuie să te ții, cu faptul că trebuie să promovezi, că vrei să te ieși la serviciu, bacalaureatul, nu finalizarea ciclului liceal. Absolut. Și bacalaureatul de la o vârstă este din ce în ce mai greu de luat. Nu le iei atunci când ai cunoștințele proaspete în cap. Șansele să le iei peste 10-15 ani, las că am eu timp, învăț. Nu, șansele sunt nule. E greu și pentru ăștia care termină acum. De cele mai multe ori. Da. Pentru mulți, dar aminte pentru după 10 ani de pauză, după 15 ani de pauză, în care, să fim serioși, dacă ai mai citit 3 cărți, e mare lucru. Domnul Rusu, e regula vieții, toate se fac la timpul lor. Cartea, da, școala se face la timpul ei, completarea școlii prin învățământ superior prin, sau o meserie care vrei într-adevăr să performezi într-o meserie, toate se fac la timpul lor. Deci nu putem sări etapele. Exact cum spuneați dumneavoastră, că dacă sari o etapă din ROI, poți să ajungi sub incidența legii și se întoarce împotriva ta. E viciu de procedură și pierzi procesul. Absolut. Speță în care culmea, ai dreptate. Absolut. Dar n-ai parcurs pașii. Pentru că nu ești atent la început. Eu ne-am spus. Deci acum trebuie să fim foarte atenți, într-adevăr, să ne uităm foarte atenți, să corelăm, într-adevăr, legislația de vigoare cu tot ce înseamnă, cu tot ce vrem să facem noi. Cu bucătăria internă. Absolut, la nivelul unității de învățământ. Dacă noi suntem acoperiți, cum spune, și prindem, într-adevăr, anumite articole din respectivele regulamente sau ordine de ministru, suntem niște oameni câștigați. Cu respectarea tuturor celorlalte. Absolut, absolut, nu se poate. Aici e problema. Nu putem eluda legea 198, nu putem care este fundamentală pentru sistemul de educație. Cum spune Biblia învățământului, da. Mergem mai departe. Există riscul, pentru că am văzut în spațiul public această zbatere, culmea generată de părinți. Există riscul ca unii profesori să nu apeleze la trimiterea elevului recalcitrant sau care din vari motive nu participă la oră, da, și o deranjează ora în acel loc de penitență. Există acest risc și totuși profesorii să continue la clasă cu acel elev sau din contră, credeți că va fi așa o
o creștere a numărului de persoane trimise acolo, de elevi, trimise în acel spațiu? În primul rând, eu când am terminat facultatea, mentorul meu mi-a spus în felul următor: în fața copilului trebuie să fii dascăl. Deci trebuie okay. să simt într-adevăr că ești profesor. În al doilea rând, nu-l poți trimite în camera de detenție dacă într-adevăr nu-i spui ceva, nu-i spui o poveste, trebuie să-i livrezi o poveste. Și orice disciplină, de la română, de la dumneavoastră și până orice disciplină doriți dumneavoastră, și la desen sau la muzică, că mergem în mediul gimnazial, orice trebuie, deci orice form, orice activitate sau orice competență trebuie îmbrăcată într-o poveste. Pe copilul ăla poți să-l captivezi. Și cât ar fi el de rebel sau cât ar fi el de dispus pe șotii să facă, iertați-mi expresia, caterincă, deci toate chestiunile de genul acesta, pe copilul ăla l-a captivat. Contează foarte mult, într-adevăr, și maestria profesorului. Dacă avem, într-adevăr, pentru că trebuie să avem vocație, domn profesor. Când ne-am făcut dascăl, am considerat că avem vocație pentru meseria respectivă. Dom'le, vreau să fiu dascăl. Eu am vocație. Dacă vreau să fiu avocat, devineam avocat. Că puteam. Intelectul ne ducea, mă înțelegeți dumneavoastră. Dacă vreau să fiu doctor, puteam să fiu doctor. Asta e o mare problemă. Să știți, o mare problemă și în sistemul educațional, că foarte mulți au văzut în învățământ un fel de debușeu. Mă înțelegeți? N-au putut să se realizeze. Eu mă uit la planul de încadrare când fac planul de încadrare în fiecare an. Și mă uit la studii. Mă uit la studii. Unde au terminat, ce au făcut, cum au reușit într-adevăr să-și completeze studiile. Și din an în an observ într-adevăr că nu mai vin, cum observați și dumneavoastră, nu mai vin într-adevăr tot ce înseamnă vârful învățământului superior, nu mai vine în învățământ. Se duce pe alte domenii de activitate în care într-adevăr pot să performeze și foarte bine plătite. Bine, acum într-adevăr mai bine plătite decât... Da, acum s-a mai ajustat și sistemul pecuniar cât privește învățământul. Da, nu ne mai putem plânge. Nu mai suntem într-adevăr chiar ultimii, așa. Dar e loc și de mai bine, cum spun eu. Absolut. Pentru fiecare, da, pentru fiecare domeniu de activitate. Așa, deci dascălul trebuie să aibă toate chestiunile de genul acesta. Deci trebuie să-mi plătească, trebuie să fie un melanj, trebuie să aibă într-adevăr bunătate sufletească, trebuie să aibă vocație, trebuie să aibă retorică, trebuie într-adevăr să-i livreze ceva. Dacă nu îi livrăm nimic, normal că se vor umple camerele de detenție. Normal, într-adevăr, că atunci nu vom avea nici măcar profesori supraveghetori. Spațiul acesta în sistemul educațional american, de la care cred că s-a preluat conceptul, cred că nu l-am mai auzit utilizat prin alte sisteme de educație. În sistemul educațional american, așadar, deci în Statele Unite ale Americii, spune că elevul respectiv, da, care a deranjat într-un fel sau altul buna derulare a actului didactic, merge după ore, după școală și stă acolo sub supravegherea unui cadru didactic, având diverse sarcini de învățare. La noi este pe parcursul acelei ore. Da. De fapt, la americani e un fel de, dacă îmi permiteți, un after school care s-a dus pe trepte de învățământ. Și acolo, da, și acolo merge cumva îl face să conștientizeze că dacă nu este cooperant la ore, dacă nu e atent, dacă deranjează, dacă, nu știu, face diverse gesturi, răspunde neobrăzat profesorului, își va petrece ore bune după. Deci nu ajunge acasă, familia este anunțată că nu ajunge acasă și el stă acolo. Adică probabil au gândit-o, domnule, se va întreba și el de 2-3 ori, merită să stau 4-5 ore acolo în loc să mă duc acasă și să-mi văd de ale mele, să dorm, să mănânc, să fac nu știu ce. La noi este în timpul orei. E o diferență fundamentală de... Cu siguranță că este. Și aici iar intervine dascălul care se află în fața copiilor. Acolo, într-adevăr, depinde cum înțelege fiecare coleg și colegi de-ai noștri ce înseamnă a deranja. Există riscul ca să fie exces de zel din partea unui profesor și să-l trimit acolo, deși poate copilul cu siguranță nu e îndreptățit să meargă acolo? Eu sunt ferm convins că vor exista și asemenea. Deci vom avea și astfel de situații. Cu siguranță. Păi da, tot timpul au fost excese, tot timpul au existat asemenea lucruri. Că am știut noi să, într-adevăr, să depășim momentul, să le gestionăm cum se cuvine, de asta e partea a doua. Dar tot timpul a existat un exces de zi și din partea profesorului, dar și din partea elevului. Așteptat, pentru că vârsta la care se află aceștia este una critică. Dar de aceea suntem în fața lor. Adică trebuie să știm într-adevăr, să avem rigoare, disciplină, rigoare, toate. Pentru că el încearcă. Ați văzut,
Fiecare încearcă, domne, eu sunt mai, știți cum, ales că și vârsta propice, mai ales acum, preadolescență. Când fiecare încearcă, domne, eu vreau să fiu zmeu. Dacă fac deranj, da, o să mă vadă restul clasei ca pe un zeu, ca pe... Da, absolut. Dacă într-adevăr cel mai șmecher din clasă. Da, că sunt zmeu și pot să ies și cu fata de la 11B și cu cealaltă de la 10C și toată și lumea... Și cu câte invidie se vă uită la mine băieții, da, că da, sunt eu, uite, eu sunt zmeu. Eu sunt un zmeu, mă înțelegeți? Mai sunt și tinești, știți foarte bine că sunt. Sunt care într-adevăr. Dar nu cred că există școală care să nu aibă măcar cât un zmeu. Absolut. Gândește așa, tot timpul. Sunt mai mulți zmei și se bat pe capetele de zmei. Absolut. Și eu și dumneavoastră cred, cel puțin, hai să nu vă bag pe dumneavoastră, vă zic nume propriu. Și eu am făcut prostii în, să spun, în perioada în care am fost în liceu, însă am senzația uitându-mă, bine, era și o altă societate. Nu cu atâtea provocări, nu cu atâtea la dispoziție, la discreție. Am senzația că tâmpenile, cum le socoteam eu atunci făcute, erau totuși decente față de multe anomalii care se întâmplă astăzi în sistemul de educație românesc. Să nu uităm, am avut cazuri în București, prin țară, în care s-a ajuns până la înjunghierea unor profesori în timpul orelor. Profesorul aceea de japoneză, anul trecut, dacă nu mă înșel, da, da, au fost cazuri în care, sub dorința de a fi vedete pe rețelele de socializare, s-au comis tot felul de gesturi urâte la adresa unor colegi sau unor cadre didactice, ulterior acele filmulețe, pentru că s-a filmat respectivul incident, fiind puse pe mediile de socializare. Da. Asta e o altă problemă. Și ajungem iarăși, îl lăsăm cu telefonul la ore? Tocmai de asta, vă spuneam anterior. Adică, domnule, telefonul nu este făcut într-adevăr să stai pe Instagram sau să o registrezi profesoara sau profesorul sau să înregistrezi, nu, să faci poze colegii sau colegului care iasă la tablă. Sau filmulezi pe bune și după aceea să-l livrezi pe... uitați-vă! Și după aceea să te întreb, dar de ce vine poliția la mine acasă? Absolut. Păi uite de ce vine poliția la mine acasă. Dar știți de ce? Pentru că eu vă spun sincer, și o mare parte dintre noi ne facem datoria. Uite, vă dau un exemplu simplu. Că ați fost și sunteți acum în administrație. Uitați-vă ce se întâmplă la examenul de bacalaureat. Cum poți să-l lași cu telefonul mobil la examenul de bacalaureat și după o jumătate de oră să transpire subiectele, să iese în spațiu public? Și ce nu înțeleg eu, li se spune, adică bine, pot să înțeleg, li se spune foarte clar celor care intră în săile de examen, de la clasa 8 până la clasa 12, până la titularizare, până la definitivat, ce examen vreți dumneavoastră, sau concurs național. Nu e voie cu telefonul. Absolut. Noi nu putem percheziționa cu cei care facem parte din comisii, da? Nici supraveghetorii, nici restul comisii, că după aia intri la altele. Absolut. Dar să insiști, probabil din dorința de a frauda. Dar tu nu-l vezi, domn profesor, dar tu nu-l vezi că este asistent. Se poate întâmpla să nu se vadă. Domn profesor, îl vezi, că el se foiește, încearcă. Cu noile tehnologii și dacă nu e telefon, e posibil să nu-l mai vezi. Ei, ca să faci o poză, trebuie să-l vezi. Că te faci o poză la subiect și transpire imediat. Cum apar imediat? După o jumătate de oră e plin de dupedu. Numai de a transpira subiectele, nu vedeți. Subiect. Ha. E, pentru să spunem, nuanța puțin discuția, nu suntem noi singurii sau singurul județ unde s-a întâmplat acest lucru. Eu vorbesc de toată țara. Cam în fiecare județ. Absolut. Eu nu vorbesc de Goș. Mai că unii sunt prinși și unii nu. Absolut. Și scuze să spune că hoțul neprins e negustor cinstit, așa că... Da, numai că, din păcate... Dar ne furăm noi căciula. Asta e problema. Și acești negustori cinstiți neprinși generează la rândul lor alte situații. Vor avea copii, li se va părea firesc ca dragul lor copil sau draga lor fiică să meargă la examen să copieze și tot așa. Știți ce se va întâmpla? Eu prevăd o altă chestiune pe care, un alt conflict așa indirect pe care se va ivi într-un colectiv de elevi în momentul în care vom reuși să fim mai toleranți. Adică, domnule, chiar dacă îți depășește limitele bunului simț sau, mă rog, face tot felul de năzbâtii, cum le numim noi, nu vor fi trimiși la camera de detenție. Toți se vor găsi 1-2 care vor fi disciplinați într-adevăr și vor fi acolo capacitați ca să asculte ce spune profesorul și vor spune în felul următor: face, de ce nu l-ați trimis? Pentru că a deranjat ora. Și asta este o... Pentru că acum totul se raportează, informația este la liber, cum spun eu. Toată lumea doar dă un motor de căutare și găsește absolut tot, toate informațiile de pe fața pământului, mă înțelegeți? Eu aici văd o problemă. Adică, într-adevăr, să fim noi extrem de toleranți, adică, domnule, hai să nu-l ducem, sună urât, detenție,
supraveghere. Dar nici nu poți lăsa lucrurile să scape sub control. Dar nici atât să-l lași pe ăla, pentru că se vor găsi. Eu știu din anii anteriori, așa care veneau la mine la și îmi spuneau, doamne, dar știți că așa, deci sunt într-adevăr care vor, și acolo e foarte greu să lucrezi cu tot ce înseamnă cu 20 sau cu, mă rog, având 6 ore cu aproape 200 de copii în fiecare zi. Că fiecare cu mentalitatea lui, fiecare cu personalitatea lui, este extrem de greu. Este într-adevăr, orice regulă este la început, prezintă anumite, știți cum, o privește așa mai... Da, e o întreagă discuție. Cert este un lucru și cred că sunteți de acord cu mine, sistemul de educație a generat poate mai multe discuții în ultimii 10 ani decât de la Revoluție încoace, până acum 10 ani. Noi și adică de când... Noi și sistemul sanitar suntem un pole position. Și la bine și la rău. Și problema este că și noi și sistemul sanitar, sau de noi și de noi și de sistemul sanitar, depinde foarte mult evoluția societății. Absolut. La noi se vede pe termen mediu și lung, ceea ce iese de pe băncile școlii, din mediul sanitar se vede imediat, pentru că dacă îți bagi joc de un om, omul ăla este mort. Absolut. Mai este un domeniu vital, spun eu, pentru tot ceea ce înseamnă buna desfășurare a unei societăți, sistemul judecătoresc, unde iarăși o decizie luată aiurea afectează destine umane. Clar. Ăstea sunt cam cele trei domenii fundamentale. Mai diferența între noi și celelalte două este că la noi se vede pe termen mediu sau chiar lung. Absolut. Însă rezultatele pot să fie urâte pe termen lung. Absolut. Și știți la fel de bine ca mine, pentru că poposim puțin la domeniul dumneavoastră de competență, anume istoria, cum îi spunea domnul Cioroianu, cea mai frumoasă poveste. Știu că sunteți și un apropiat al dumnealui, dar și un fan al cărților pe care le-a scris dumnealui, și eu în egală măsură apreciez modul transparent în care povestește istoria. Spunea acolo la un moment dat dumnealui lucrurilor pe nume, dar într-o manieră extrem de plăcută. Ei bine, un popor care, asta vine de la Iorga, un popor care nu-și cunoaște istoria este condamnat să o repete. Absolut. Și lucrul ăsta, dacă îl privim pe termen lung, devine extrem de trist. Și putem ajunge în această capcană, putem cădea în această capcană. Uitați-vă ce evenimente globale, provocatoare se întâmplă, unele chiar în imediata noastră apropiere. Uitați-vă cât de ușor o escaladare a unui conflict din fâșia Gaza poate să genereze lejer al treilea război mondial, fără a mai lua în calcul ce se întâmplă în Ucraina. Uitați-vă cum Taiwan-China, tot la fel, peste noapte să genereze o conflagrație mondială. Se vor poziționa unii actanți de o parte, ceilalți de partea cealaltă și gata, ai al treilea război mondial. E o discuție. Lumea în care trăim este într-o permanentă schimbare. Eu am realizat acest lucru și că este, din păcate este irreversibilă, în momentul în care în 99 s-au prăbușit turnurile gemene, ulterior am văzut cum a ars acum câțiva ani un simbol al Franței. Bun, se va reface, nu se va reface, nu va mai fi același lucru. În momentul în care vedem cum sub politically correctness din America distrugem simboluri istorice doar pentru că acum 100 de ani, acum 50 de ani, discuțiile despre sclavagism erau firești. Acum ce facem? Radem tot. Ajungem să schimbăm titlul de cărți, da? O carte a Agatei Christie, acum se numește altfel. Pentru că, nu-i așa, se face referire la ceva ce ar putea ofensa. Domnule profesor, domnule director, suntem mult mai sensibili, domnule, în ultimii ani. Și ne mirăm de ce produsul nostru, adică copiii care vin după noi, sunt sensibili și sunt poate instabil emoțional. Păi dacă noi devenim ca adulți mai sensibili, ne ofensează un cuvânt mai dur, atenție, nu obscen, un cuvânt mai dur. Nu știu, parcă am devenit mult prea sensibil, ca nație, ca specie. Nu ca nație, ca specie. Absolut. Știți cum, dumneavoastră treceați în revistă anumite, anumite conflicte contemporane, da, care s-au așa. Se schimbă la ordine mondială, e clar. Deci a început. O nouă ordine mondială. Se merge spre definitivarea noii ordine mondiale. Și această nouă ordine mondială trebuie, conține în subsecvent așa, conține mai multe. Este un război economic, care o să luăm și noastră. Este un război religios. Da? Uitați-vă ce se întâmplă. Uitați ce se întâmplă în fâșia Gaza. Că acolo nu vom ști niciodată. Acolo nu va fi pace niciodată. Absolut.
așa, importante. Dacă între Rusia și Ucraina la un dat se va stinge cu conflictul, siguranță. Probabil cu cedări, cu probabil siguranță. Cu niște cu supărări, dar se va stinge conflictul, înfâșia Gaza nu se stinge nimic. Și ca o concluzie la ce a spus dumneavoastră, eu vă spun așa ce citesc și citesc aproape în fiecare zi și mă uit cu atent ce se întâmplă în lumea asta largă. Istoria nu se repetă de multe ori, dacă conține lecții. Da? Dacă conține lecții, să știți. Corect. Și dacă noi nu vom ști într-adevăr să fim acolo, să fim și noi parte acestui conținut. Și scurt, foarte scurt, pentru că suntem la final. Eu nu fac apologia, da, cred că am depășit finalul. 30 de secunde și după asta o să ne luăm la revedere. Nici toleranța dusă la extrem nu este bună. Absolut. Uitați-vă absolut. Cum victoria fostelor colonii asupra fostelor imperii coloniale, da, de pe vremuri. Și mă gândesc acum strig la Marea Britanie, nu mai mă refer la Franța, nu mai zic nimic de ceilalți. Afectează în momentul acesta țările respective. Absolut. Uitați-vă ultimul incident, un festival în Marea Britanie unde 21 de persoane înjunghiate în timpul celor 3 zile, 200 și ceva de arestări, e de noaptea minții. Țări în care până mai ieri, în absența fenomenului migrației duse la extrem, nu se întâmplau foarte des astfel de evenimente. A nu fi înțeles greșit, însă toate astea alimentează acele curente ultranaționaliste și extrem de conservatoare și care reprezintă primul pas spre extreme, dreaptă sau stânga. Domn profesor, eu am spus anterior când noastră că istoria conține lecții. Uitați-vă. Păi nu ne uităm la ele. Uitați-vă, vorbeați de Anglia și cu asta am terminat. Uitați-vă la Anglia, perla coroanei britanice, India, da? În 1947 și obține independența. E, Anglia a avut prim-ministru până mai ieri, de origine? Fostul primar al Londrei, indian. De origine indiană. Indian. Omul mi s-a părut ok, n-am cu asta o problemă. Vedeți? Dar altele sunt. De asta e frumoasă istoria. Mii de mulțumiri pentru prezență, doamnelor, domnilor, domnul Marius Badea, directorul Colegiului Economic Virgil Maghiar a fost lângă noi. E putere de muncă, vă dorim, stimate domn. Mulțumesc și o zi cât mai plăcută. Doamnelor, domnilor, la revedere. Numai bine. Ascultă La Obiect. Sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Ionuț Catrina.